dăm citirea cuvântului lui Dumnezeu așa că îl găsim scris în cartea Hagai, la capitolul 2, începând cu versetul 20. Hagai 2 cu 20, pagina 908. După ce am să citesc, vreau să mă și rog. Cuvântul Domnului a vorbit a doua lui Hagai în a 24-a zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda și spune, Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaune de, scaunul de domnia al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în, în ele. cai și călăreții lor îi voi trânti la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, zorobabele fiului și la el, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca o pecete. Eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Amin. Amin. Să ne rugăm. Tată, înaintea ta venim și în smerenie ne plecăm ființele noastre știind că de la tine putem să primim totul. De aceea te rog, vorbește-ne tu prin Duhul tot cel Sfânt, Doamne. Tu ești cel ce ai cunoști starea noastră, tu ești cel ce cunoști viața noastră, tu ești cel ce cunoști nevoia noastră. Și de aceea mă rog ca prin puterea Duhului de cel Sfânt, Doamne, Tu să ne atingi pe fiecare dintre noi în parte, Doamne. Sfințește-mă, curățește-mă și folosește-mă pentru slava și gloria numelui Tău, te rog. Amin. 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 Vă rog să recupați locurile. Am început anul acesta și în prima zi din an, într-o luni seară, si am vorbit despre prezența lui Dumnezeu și conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Nu știu câți ați fost aici și câți vă mai aduceți aminte mesajul acesta. Și pentru că încă suntem la început de an, vreau să merg și să mergem în aceeași direcție, să rămânem în același subiect, să privim la Dumnezeu, să privim la ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită, astfel încât să fim plini de încredere. M-am bucurat că dintre cântările pe care le-am cântat și s-au cântat și în program au fost câteva care au atins acest subiect. Al puterii, al mărăției, al slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în control. Acesta e titlul mesajului meu din această seară. Dumnezeu rămâne în control, indiferent de situații și indiferent de vremuri. Am mai predicat un mesaj cu același titlu și mesajul era Dumnezeu este în control. Dar acum, pentru că suntem amenințați de tot felul de lucruri, am zis, totuși, trebuie să ne amintim, trebuie să reținem. Dumnezeu rămâne în control. În urmă cu mai bine de 10 ani am mai predicat din cartea Hagai. Atunci am predicat două predici, tot din capitolul 2. Și când Dumnezeu mi-a dat mesajul acesta săptămâna asta, nu știam ce vrea Dumnezeu. Și am stat și m-am întrebat și m-am gândit și la un moment dat nu aveam siguranță. Și am zis, poate predică fratele Timotei, că n-a predicat duminica trecută dimineața și am încercat să scap, să fug, să fac pasul înapoi și să zic, poate nu e ceea ce vrem. Dar azi dimineață m-am trezit și în timpul meu de părtășie cu Domnul, Dumnezeu mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit despre același subiect și mi-a arătat aceleași lucruri prin tot ceea ce am citit. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cu care putem să mergem în necunoscutul care ne așteaptă în anul 2024. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu dezamăgește și nu ne va dezamăgi. Și Dumnezeul nostru ne spune și ne va spune astăzi prin acest mesaj că El rămâne în control. Indiferent care vor fi schimbările care vor avea loc, indiferent care vor fi crizele care vor apărea, Dumnezeu rămâne în control. Și asta trebuie să ne încurajeze pe noi. Aș vrea să ne amintim puțin contextul cărții Hagai și ceea ce se întâmplă aici. În contextul acestei cărți știm că poporul a fost dus în robia babiloniană, în robia medopersană, timp de 70 de ani. Și după această bobie, robie s-a întors o parte din popor în țară și Dumnezeu l-a poruncit să reconstruiască țara și în special să rezidească templul. Ei au început imediat să lucreze, dar foarte repede au abandonat toate lucrurile și timp de aproape 15 ani n-au mai făcut nimic. Era o perioadă de reconstrucție, era o perioadă de revenire, erau oamenii descurajați, deznădăjduiți și în această perioadă Dumnezeu le spune, ocupați-vă de lucrurile spirituale. Și poporul uită repede și se apucă de treburile lor. Și capitolul 1 ne prezintă o mustrare a lui Dumnezeu prin care spune poporului, v-am dat o sarcină și voi ați uitat de sarcina aceasta și v-ați apucat de alte lucruri. Și aveți case cu tavane căptușite și v-ați făcut alte lucruri și casa mea zace, părăsită și abandonată acolo. Și după aceea Dumnezeu le spune: V-am oprit recoltele, v-am încurcat treburile, v-am dat anumite crize și tot n-ați fost atenți. Și Dumnezeu vorbește de mai multe ori în cartea aceasta și intervine și le arată oamenilor: îndreptați-vă privirea spre mine. Aveți nevoie de mine. Și noi trebuie încă de la începutul acestui an și toată viața noastră să nu uităm acest lucru. Atunci când lumea din jurul nostru se tulbură și atunci când lucrurile sunt din ce în ce mai întunecate dacă avem privirea spre Domnul. Vom fi întăriți, vom fi încurajați și umblarea noastră cu Dumnezeu va fi plină de biruință. În lumea în care trăim noi, multe lucruri parcă sunt în afara controlului, sunt scăpate de sub control. Și ultimii ani au învățat lucrul acesta și ne-au arătat lucrul acesta. Chiar dacă aveam o anumită siguranță, lucrurile s-au clătinat și s-au întors pe dos foarte repede. Pandemia ne-a făcut să închidem bisericile, să punem lacăt, să nu mai putem să ne închinăm în casa lui Dumnezeu, să nu mai putem să facem ceea ce obișnuiam să facem. După aceea a venit războiul. Războiul ne-a făcut să deschidem bisericile, să transformăm bisericile în centre de refugiați și să alergăm și să ajutăm pe oamenii care fugeau din calea războiului și toate lucrurile acestea, toate evenimentele acestea ne-au arătat că în lumea aceasta nu poți să ai siguranță. Neprevăzutul Lucrurile rele se pot întâmpla oricând și oricui. Lucrurile care nu le putem controla se pot întâmpla. Am început acest an, am sfârșit anul trecut cu războaie și vești de războaie, cu îngrijorări și tot felul de alte probleme. Și sunt tot felul de motive în care noi putem să ne gândim la tot felul de situații și la tot felul de greutăți. Mă gândeam la noi, la contextul nostru apropiat, unei surori care a fost aici în biserică și care s-a îndepărtat de Dumnezeu, -a ars casa la începutul acestui an astăzi dimineață și ziua de ieri, fratele păstor Florin Iusub de la Timișoara anunța pe toate grupurile de socializare să ne rugăm pentru soția dânsului. Un om credincios care își rugăște pe Dumnezeu, soția dânsului, este la terapie intensivă în Timișoara, la spital. Foarte bolnavă. Și el cerea rugăciune și sprijin rugăciune. Nu de mult știm, în cealaltă biserică din Sighet, o soră a fost diagnosticată cu cancer, mamă, a doi copilași mici. Toate lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm. Noi nu putem să spunem: Știu ce voi face mâine, știu ce voi face peste o lună, știu ce voi face anul viitor. Mulți dintre noi poate vom trece sau trecem prin situații neprevăzute, prin situații necontrolabile, poate avem probleme în căști, sau vom avea probleme, poate avem probleme la locul de muncă, poate avem probleme la. la uh, de sănătate, poate avem probleme cu copiii noștri răzrătiți, poate avem probleme și neînțelegeri cu alți oameni. Sunt situații care ne consumă viețile, sunt situații care ne atacă viețile, sunt situații pe care noi nu putem să le controlăm și nu putem să le ieșim din ele singuri. Și astăzi aș vrea să vă aduc aminte cine este întotdeauna în control, cine are întotdeauna putere. Și să știți că nu sunt partidele politice, vor fi alegerea anul acesta, nu sunt președinții sau Ministrii și prim-ministri, nu e un guvern, ci este Dumnezeu. Slăbiți să fie numele lui. Dumnezeu, la tot a fost, este și va rămâne în controlul tuturor lucrurilor. Asta nu se va schimba niciodată. Când suntem ispitiți să ne temem pentru ziua de mâine, când suntem ispitiți să avem cine știe ce previziuni sumbre, trebuie să ne aducem aminte că Tatăl din ceruri este în control. Tatăl din ceruri ne-a spus că eu țin toate lucrurile în mâna mea. El este un Dumnezeu omniștient, adică știe și cunoaște toate lucrurile, știe exact în aceste momente cum suntem fiecare dintre noi. El este un Dumnezeu omnipotent, adică are toată puterea, sus în cer și jos pe pământ. Și El este un Dumnezeu omniprezent, este peste tot, pretutindeni. El este cu noi, El este lângă noi. Să ne, amintim, să ne aducem aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 10, versetele 29 la 31. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui, care, tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Ce mânghiere, ce încurajare să știi acest lucru. O pasăre nu cade din cer fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu e preocupat de cele mai mari, mari lucruri și preocupat și de cele mai mici, mici lucruri. Și Dumnezeu zice, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Asta e încurajarea noastră și asta e lucru pe care vreau să-l luăm în această, în această seară din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu și pe care vreau să-l privim și să fie pentru noi imbolduri care să ne ducă în noul an. Vom privi la câteva lucruri din acest pasaj de Scriptură care ne vor vorbi despre măreția lui Dumnezeu, despre imaginea corectă și perspectiva corectă asupra lui Dumnezeu. Pentru că dacă ai o perspectivă deformată asupra lui Dumnezeu, nu vei trăi o viață bună. Și viața ta va fi afectată. Viața noastră e afectată de perspectiva pe care o avem cu privire la Dumnezeu. Pentru unii Dumnezeu este, știți, exemplul acela cu lampa. Lampa lua la din, da? O sursă de răspunsuri la problemele noastre. Și imediat vrem să apelăm la El și să cerem ajutorul Lui. Dar Dumnezeu este mai mult decât atât. Vom vedea în seara aceasta că Dumnezeu face mai mult decât atât. Și Dumnezeu poate mai mult decât atât. Primul lucru care îl vedem în pasajul acesta este faptul că Dumnezeu are un plan suveran. Întotdeauna a avut, întotdeauna are și întotdeauna va avea un plan suveran. Și a ascultați ce spune versetul 20. Cuvântul Domnului a vorbit. Și după aceea descrie discursul pe care îl are Dumnezeu, în care se prezintă acest plan suveran pe care Dumnezeu îl are în special cu situația aceasta pe în care trecea poporul Israel. Dar acum să ne întoarcem puțin de la creație. Ce s-a întâmplat când Dumnezeu a vorbit? A luat ființă această lume. Dumnezeu a spus și a fost. Și a fost planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu de la creație până la sfârșitul omenirii, până la sfârșitul acestui pământ. Planul lui Dumnezeu este clar înaintea lui Dumnezeu și este descoperit în Sfânta Scriptură. Și chiar dacă poate pasajul acesta nu ne redă întreg planul lui Dumnezeu, noi știm și trebuie să fim conștienți că Dumnezeu are întotdeauna un plan suveran. Dumnezeu are întotdeauna lucruri care le împlinește, le îndeplinește, le face și știe că trebuie să le facă. Și Dumnezeu întotdeauna știe ce face. Hagai ne spune când merge la Zorobabel și spune, cuvântul Domnului a vorbit. Un om trimis de Dumnezeu, Hagai, un profet, nu dintre cei mari, ci dintre cei mai micuți, a profețit doar vreo patru luni de zile. Se duce și profețește și spune conducătorului, fii atent că Dumnezeu vorbește și are un plan și tu trebuie să îndeplinești acest plan. Și Zorobabel ascultă ceea ce spune Hagai. Vedeți, atunci când Dumnezeu vorbește, noi oamenii ar trebui să luăm seama și să ascultăm. Vă vorbesc eu, aveți libertatea aceasta să primiți, să nu primiți, să ascultați, să nu ascultați, să credeți, să nu credeți, să luați serios sau să nu luați serios lucrul acesta. Vă vorbește fratele Timotei, vă vorbește un alt frate, aceeași atitudine. Dar dacă am pricepe cu adevărat ce înseamnă Dumnezeu vorbește, și vreau să realizați ceva, Dumnezeu vorbește prin oameni. Dumnezeu vorbește prin oameni. Dumnezeu l-a luat pe Hagai și Dumnezeu a vorbit prin Hagai lui Zorobabel. Nu i-a vorbit direct lui Zorobabel. Dumnezeu alege oameni și vorbește prin oameni și așa își descopere Dumnezeu planul lui. Suverenitatea lui Dumnezeu, suverenitatea poate fi definită ca autoritate sau putere supremă. Și asta e autoritatea cuvântului Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, spune Ioan. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu are autoritatea supremă în istorie, peste istorie, peste pământ și ce este mai interesant, Dumnezeu are autoritate supremă peste viața fiecăruia dintre noi. Ceea ce nouă ne scapă uneori, avem impresia că noi suntem stăpânii propriilor destine, stăpânii propriilor vieți și noi facem cam ce credem că trebuie să facem sau ce vrem noi să facem uneori. Dar nu este bine. Primul lucru care trebuie să-l facem legat de planul suveran al lui Dumnezeu este faptul că noi trebuie să ne interesăm de acest plan al lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim interesați de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan, toată lumea știe că Dumnezeu are un plan, Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire, indiferent că lumea conștientizează sau nu conștientizează planul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea ca noi să fim interesați de planul lui. Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni care să cercetăm, oameni care să ne arătăm dragostea, interesul față de ceea ce el are pentru noi. Și aici îl vedem pe Zorobabel, care era cu drecădorul lui Iuda, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și este omul care are interes. Cu toate că era plin de incertitudine viitorul poporului Israel, cu toate că erau descurajați și loviți din toate părțile, cu toate că lucrurile nu înaintau așa cum și-au propus ei să înainteze, pentru că lucrul la casa Domnului stătea și trăgăna, pentru că oamenii erau descurajați și au început să se ocupe de tot felul de alte lucruri. Zorobabel stătea acolo și Dumnezeu îi vorbește. Și el ia seama și este interesat de ceea ce spune Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu are un plan și rămâne în control peste toată lumea noastră, peste toate lucrurile care sunt în lumea noastră. Și ce mai interesant, Dumnezeu are un plan cu biserica Lui, cu mireasa Lui. Dumnezeu are un plan cu noi. Noi stăm și de foarte multe ori ne încurcăm. Și vreau să vă spun ceva, sunt și predicatori care ne încurcă. Ascultăm tot felul de perspective, ba profetice, ba neprofetice, ascultăm tot felul de interpretări și tot felul de lucruri și tot felul de vești și tot felul de mesaje care vin să provoace o anumită teamă să provoace o anumită panică și au fost tot felul de mesaje de-a lungul istoriei și tot felul de oameni care au profețit și au început să dea cu precizie data la care va veni Domnul Iisus Hristos și trebuie să ne focalizăm pe venirea Domnului Iisus Hristos și trebuie să... Domnul Iisus Hristos ne spune să veghem. Că ceasul acela și ziua aceea nu știe nimeni. Așa că dacă stăm noi să ne mâncăm acum, să interpretăm fiecare detaliu, războiul din Rusia, pandemia din China, ce se mișcă dincolo, ce se mișcă dincoace, cum să le punem 1 plus 1, cum să interpretăm fiecare lucru, Știți cine scapă din vedere? Ne uităm la evenimente, ne uităm la oameni și nu uităm la Dumnezeu. La Dumnezeul care deține toate lucrurile în control, adică declară pasajul pe care l-am citit în seara aceasta ceva clar, ceva extraordinar. Dumnezeu răstoarnă care împărați împărății de când? Din totdeauna. Din totdeauna. Dumnezeu poate să facă din Putin așa în câteva secunde și să nu mai existe Putin. Trump, care e marele salvator al omenirii, am văzut un clip săptămâna trecută, m-a șocat. Dumnezeu l-a dat pe Trump. Când am auzit, am crezut că o iau razna. Dumnezeu poate să facă din astfel de oameni nimic în câteva secunde. Și dacă noi stăm să ne uităm la oameni, la evenimente și la tot felul de lucruri care ne sunt infuzate și care ne sunt puse în față, vom da în depresie și în disperare. Pentru că, de fapt, nu ne uităm în direcția în care trebuie. Indiferent care ar fi situația. Indiferent care ar fi lucrul care vine asupra vieții noastre, perspectiva corectă în care trebuie să privești lucrurile este spre planul lui Dumnezeu, este trebuie să fii interesat de planul lui Dumnezeu, este să vezi ce vrea Dumnezeu să spună ție, ce vrea Dumnezeu să faci tu cu viața ta, ce vrea Dumnezeu ca tu să îndeplinești din planul pe care Dumnezeu îl are în lumea aceasta în care trăim noi. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Fiecare dintre noi ar trebui să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, la fel cum s-a pus Zorobabel, și fiecare dintre noi ar trebui să caute, să asculte ce vorbește Dumnezeu. Fiecare dintre noi ar trebui să, sca să stea și să se uimească, să se mire de ceea ce Dumnezeu declară în acest pasaj despre lucrurile extraordinare pe care poate să le facă el. Zorobabel a învățat despre planul lui Dumnezeu, a fost deschis. Și atunci când Dumnezeu i-a spus ce are de făcut, s-a apucat de treabă. Și a pus poporul la treabă. Și au finalizat lucrurile la templu. Da. Mulți erau descurajați că templul acesta nu mai avea gloria celui din tâi, că nu mai arăta așa cum arăta cel din tâi și toate celelalte lucruri. Dar știți ceva? Ăsta e templul la care a venit Domnul Iisus Hristos. Ăsta e templul a cărui slavă a fost mai mare decât a celui din tâi, pentru că aici a, a intrat Fiul lui Dumnezeu. Și aici s-a rupt perdeaua din templului care ne-a dat nou accesul la Dumnezeu. Noi trebuie să ne implicăm în planul lui Dumnezeu. Să știți că nu-i destul să fii interesat. Da? Eu sunt interesat de multe lucruri și îmi place să studiez, să citesc, să văd, să aflu, să mă documentez, da? Unele sunt doar informativ. Dacă ești interesat de planul lui Dumnezeu, te și te vei și implica în planul lui Dumnezeu, în planul suveran al lui Dumnezeu, este posibil ca Dumnezeu să fi descoperit deja planul lui. Este posibil ca Dumnezeu să fie arătat deja ce plan are pentru viața ta, cum poți să-l slujești pe el mai bine, cum poți să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta și prin viața ta în viața altora. Este posibil. Este posibil să nu fi descoperit în acest plan și să ai nevoie de ajutor. Și de aceea trebuie să stăm, să povestim și să vedem ce vrea Dumnezeu și de la mine, pentru că Dumnezeu vrea ceva de la fiecare dintre noi în parte. Dumnezeu are ceva de lucru pentru fiecare dintre noi în parte. În împărăția lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, nu stau spectatori, nu stau oameni care să stea și să, să sfătuiască sau să-L sfătuiască pe Dumnezeu cum să facă lucrurile, ci Dumnezeu are nevoie de oameni activi, oameni care să se implice. În planul lui Dumnezeu intri în momentul în care ai înțeles, în primul rând, planul mântuirii. E foarte important să înțelegi că Dumnezeu are un plan de mântuire pentru viața ta. Și acest plan de mântuire l-a inclus pe Domnul Isus Hristos, care a venit pe pământul acesta și care a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Asta e prima parte a planului Dumnezeu pe care trebuie să-l înțeleagă orice om. Începând din Geneza, planul acesta deja a fost descoperit, revelat de Dumnezeu. Și până la Apocalipsa, acest plan se regăsește și se vede foarte evident. Dumnezeu este interesat de mântuirea omului. Dumnezeu este interesat de fiecare dintre noi în parte. Dumnezeu este interesat de mântuirea tuturor oamenilor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui friu. Ca oricine crede în el să nu piară, și să ai o viață veșnică. Și Dumnezeu are un plan de mântuire pentru viața ta. Și Dumnezeu vrea să te salveze în primul rând, Dumnezeu vrea să te smulgă din împărăția celui rău și să te așeze în împărăția Lui. Și după aceea trebuie să descoperi care e planul Lui pentru tine personal, în biserica Lui, în lucrarea Lui, în slujirea Lui și așa mai departe. Nu o să intru în toate detaliile planului Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Planul acesta e suveran. Nu e negociabil, nu e discutabil, nu e stabilit de niște oameni. Da, noi facem ca și oameni planuri, știți viață cei ce a spus la adunare, ați auzit planurile noastre pentru anul acesta, planurile noastre sunt planuri omenești, uneori reușesc, alte ori nu reușesc. Dar planul lui Dumnezeu suveran este planul care se realizează. Este planul care se va împlini. Și noi nu trebuie să ne tulburăm, noi nu trebuie să ne îngrijorăm, ca și credincioși ne cunoaștem Scriptura, putem să studiem Scriptura și să știm. Să nu vi se tulbure inima. Eu mă duc și vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Asta e planul pe care ne îndreptăm. Da? Pe pământ se vor întâmpla încă multe lucruri și vor fi multe alte necazuri și vor fi încă multe alte vești rele și vor fi multe alte situații critice care se vor abate asupra noastră. Dar toate acestea sunt planurile mici. Planul suveran al lui Dumnezeu este ca eu și tu să fim mântuiți și ca eu și tu să ajungem în împărția lui Dumnezeu. Să ajungem să trăim acolo în prezența lui Dumnezeu. Primul lucru important și o perspectivă corectă este să înțelegem că Dumnezeu are un plan suveran. Al doilea lucru important pentru noi este să înțelegem un lucru deosebit. Dumnezeu are puterea supremă. Nu numai că Dumnezeu are un plan suveran, că dacă ai un plan și nu poți să îndeplinești planul respectiv, n-ai făcut nimic. Dar Dumnezeu are planul și are și puterea să îndeplinească acest plan. Asta e diferența dintre Dumnezeu și noi oamenii. Noi oamenii avem voința? dar nu avem înfăptuirea. Și atunci ne blocăm și ne împiedicăm. Și... Dar Dumnezeu nu e așa. Ascultați încă o dată, vreau să vă recitez versetele 21b și 22. Voi clătina cerurile și pământul. Voi răsuna scaunul de domnia al împăraților. Voi nimici puterea împăraților neamurilor. Voi răsuna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Cai și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va beri ucis de sabia altuia. Au fost imperii mari și puternice, perșii, medoperșii, romani, germani, tot felul de războaie. Și tot ce scrie aici s-a îndeplinit cu toți acei împărați și cu toate acele puteri care s-au ridicat și au coborât. Așa cum a vrut Dumnezeu, nu așa cum a vrut ei. Deci noi, noi, noi uităm, se ridică un om pentru că Dumnezeu îi permite să se ridice. Faci un om ce face pentru că Dumnezeu îngăduie să facă ce face. Noi nu avem înțelepciunea și știința și nu dăm vina pe Dumnezeu că ce se întâmplă rău e din cauza lui Dumnezeu. Nu, e din cauza deciziilor oamenilor. Dar noi știm că Dumnezeu are puterea să facă ce vrea. El clatină cerurile și pământul. V-ați la ceruri. Nu putem să le cuprindem cu ochii noștri, nu putem să vedem tot cerul niciodată. Biblia zice aici cerurile. El ia Așa cum noi luăm o foaie de hârtie și le scuturăm. Astea sunt cerurile pentru Dumnezeu. Asta e puterea lui Dumnezeu. Supremă, superioară. Puterea care e diferită de puterea noastră. Dumnezeu are puterea aceasta și noi n-ar trebui să avem nicio teamă. Știți ce e interesant? Că aspectele acestea cuprind trei lucruri foarte importante. Cuprinde natura și tot ceea ce ține de natură. Dumnezeu are puterea asupra naturii. Și noi, corpul uman și tot ceea ce e ce, ce, inclus aici. Tot ceea ce este viață, Dumnezeu are puterea asupra vieții. După aceea, Dumnezeu are putere asupra guvernelor, asupra împăraților, asupra tuturor stăpânilor, asupra tuturor oamenilor care se ridică și coboară. Dumnezeu are putere peste ei. Dumnezeu are putere. Și face ca uneori chiar să se ucidă unii pe alții. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu are putere și asupra dușmanilor. Și asupra vrăjmașilor. Și asupra celui mai mare vrăjmaș al nostru, care este diavolul. Dumnezeu are putere. Noi de foarte multe ori dăm prea mult credit diavolului. Dar deavolul a fost deja biruit. Diavolul deja a pierdut bătălia. El e dușmanul de moarte al Domnului Iisus Hristos și a pierdut în momentul în care Domnul Iisus Hristos a dus la îndeplinire planul suveran lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Atunci când știm că Dumnezeu e în control și El are puterea supremă, noi putem să fim plini de încredere în această putere supremă, indiferent ce ne-ar ieși în cale, indiferent ce s-ar abate asupra noastră, indiferent care ar fi lucrurile care ar veni. Dacă noi realizăm puterea supremă a lui Dumnezeu, noi știm cine este în control și în cine ne-am crezut. Noi știm cine este cel în care ne punem toată nădejdea și atunci viața noastră poate să fie plină de încredere. Nu știm niciunul dintre noi ce ne aduce ziua de mâine, dar știm ceva. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dacă noi îl avem pe Dumnezeu în viața noastră, avem cel mai bun sprijin cea mai mare putere care e alături de noi. Roman, în capitolul 8, versetul 31, spune, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Și răspunsul simplu este nimeni, absolut nimeni. Nu există cineva care să fie împotriva noastră. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu poate să întoarcă natura, catastrofe naturale, uragane, minsoare. Dumnezeu o dă, Dumnezeu o ia. Dumnezeu controlează natura, Dumnezeu controlează guvernele. Da, știe vreunul dintre noi cine va fi următorul președinte al României? Poate vreunul dintre noi să decide asta? Nu. Ce bine. Slavă Domnului. Dar Dumnezeu știe deja. Și Dumnezeu își va face planul. Dumnezeu este în control. Noi nu trebuie să ne tremem, noi nu trebuie să ne facem tot felul de calcule de acestea, ce se întâmplă în Israel, când încep să reconstruiască templul? cum vor fi lucrurile astea, care e planul lui Dumnezeu cu Israel. Dumnezeu știe. Problema este că eu trebuie să mă încred în Dumnezeu. Noi trebuie să fim plini de încredere când știm care Dumnezeul în care ne-am pus încrederea. Noi trebuie să fim încurajați de puterea lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar pe care noi îl avem. Să realizăm în cine ne-am pus încrederea și să, să devenim plini de curaj. De ce? Pentru că știm cine e în spatele nostru. Da? Am pe cineva mare, așa, puternic și e alături de mine și mă plin de încredere. Da? Am bază acum, ați bazat, așa spunem noi ca și oameni. Și omenește, zicem, ce realizare. Dar uităm că de fapt Dumnezeu este în spatele nostru dacă noi suntem alături tot timpul. Și putem să spunem și satanei în picioare jos te-am zdrobit, cum ziceau cântare mai de mult și le plăcea la copii și zdrobește-l pe satana în picioare jos. De ce? Pentru că prin Domnul Iisus Hristos îl zdrobim când realizăm cine este Cel ce ne-a chemat la această slujire, cine este Cel ce ne-a chemat la această putere, cine este Cel ce are puterea să lucreze în viața noastră și să ne schimbe toată viața noastră. Când realizăm lucrul acesta, noi putem să fim încurajați, putem să fim plini de încredere. Vreau să vă citesc Psalmul 40, uh, Isaia 40, mă scuzați. Isaia 40 descrie mult mai bine, mult mai frumos. Isaia 40 cu 21. Ascultați și puneți-vă și dumneavoastră întrebările acestea. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerele ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievoz și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat ulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej ia ca pe niște paie. Cu cine vă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șiroștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui că nu lipsește niciuna. Peci, pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și o că chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul, își înoresc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu osenesc. Ce minunate cuvinte! Ăsta a fost pasajul prin care am vorbit Dumnezeu dimineața și mă a să predici. Trebuie să spui bisericii, trebuie să spui fraților, avem un Dumnezeu extraordinar. Un Dumnezeu care se uită la noi ca la niște lăcuste. Știți cât e o lăcustă mică. Și totuși este interesat de noi și ne iubește pe fiecare dintre noi în parte. Și ne știe problema, și ne știe situația dificilă prin care trecem, și ne știe viitorul, ne știe temerile, ne știe îndoielile, ne știe frământările, ne știe lipsurile. Ăsta e Dumnezeu nostru. Dumnezeu care și a cerul și face cortul lui. Dumnezeu care dă valurile. E Dumnezeu care e interesat de o insectă. Și iubește o insectă. Și ne iubește pe noi. Și gândiți-vă puțin la situația aceasta. Cât de nesignificativ suntem noi. Și totuși Dumnezeu ne iubește. Și ne alege să i slujim. Ne alege să ne folosească, ne alege să fim ai Lui, ne alege să investească noi, ne alege să ne pună deoparte pentru El. Dumnezeu poate să facă orice de unul singur, Dumnezeu poate să facă ce vrea El, și cu toate astea, Dumnezeu alege oameni ca să folosească oameni. Aveau o, o problemă teologică cei din vremea respectivă și cu ceea ce este curat, ceea ce nu este curat, cum folosește Dumnezeu lucrurile. Dumnezeu curățește lucrurile și se folosește de ele. Așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu are puterea să curățească un om păcătos și să-l ridice și să-l folosească pentru slava lui. Să-l facă un vas de cinste, chiar dacă a fost un vas de ocară. Ăsta e Dumnezeu. Noi ca oameni am zice, bă, la noi bun, ăla nu merită. Dar Dumnezeu zice, te vreau pe tine. A, tu ești fricos, te vreau pe tine. A, tu ești la care mai trădat, cum a fost Petru, mai vândut, te vreau pe tine. Dumnezeu așa face, pentru că poate pentru că asta e puterea lui. El face ce vrea, ce îi place lui. Trebuie să nu ne uităm la vremuri, trebuie să nu ne uităm la uh, lucrurile acestea din jurul nostru care ne vor descuraja, ci trebuie să fim plini de încredere. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu superior oric oricărei situații care există în lumea aceasta. Și atunci când ne uităm la supremația lui Dumnezeu, vom fi plini de încredere, vom fi plini de putere. Dumnezeu numai că are un plan suveran, numai că deține puterea supremă. Dumnezeu mai are ceva are un pion special. Ați văzut jocul de șah, da? Sunt pioni acolo. Dumnezeu are un pion special. Era altfel punctul acesta în formularea inițială, dar mi-am dat seama că de fapt e vorba despre ceva nesemnificativ, într-un plan măreț al lui Dumnezeu. Ascultați versetul 23. În ziua aceea zice Domnul Oștirilor, pe tine, Zorobabele, Fiului și altii el, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Dintr-un mesaj general, dintr-un mesaj în care vorbea poporului și încuraja poporul, Dumnezeu se apropie de un om dezrobabil în situația aceasta și în situația noastră de mine și de dumneavoastră, de fiecare dintre noi în parte și ne spune, robul meu, eu te-am ales zice cine din nou domnul oștilor adică cel ce cheamă stelele pe nume și toate stelele vin acolo unde le cheamă el ăla ne spune nouă eu te-am ales eu te cunosc eu sunt interesat de tine și eu vreau să mă folosesc de tine Asta e modul lui Dumnezeu de a lucra. El ia oameni, îi cheamă la el și le spune, am ceva pentru tine, vreau să faci ceva. Și asta implică un, un scop pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi în parte. A avut un scop cu Zorobabel atunci și l-a luat pe Zorobabel și în mijlocul descurajării, în mijlocul tuturor problemelor zice, tu o să conduci poporul și reconstrucția templului. Și el vrea să te ia pe tine, pe oricare dintre noi care stă la dispoziția lui Dumnezeu și care e gata să asculte, care e interesat de planul lui Dumnezeu, care este implicat în planul lui Dumnezeu, care este încrezător în puterea lui Dumnezeu, care este încurajat de puterea lui Dumnezeu, și le vrea să-l ia și să-l folosească. Sunt mulți oameni care abandonează chiar credința în momente de acestea de încercare. L abandonează pe Dumnezeu și fug în toate direcțiile și încearcă să găsească răspunsuri și soluții și încearcă să găsească alinare în tot felul de direcții. Dar Dumnezeu este Cel care are soluția. Dumnezeu este Cel care are răspunsul și Zorobabel a privit la Dumnezeu, a înțeles ce vrea Dumnezeu de la el și -a, și a asumat rolul pe care Dumnezeu l-a încredințat. Și a asumat chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o și s-a apucat de treabă și împreună cu poporul au rezit de templu, împreună cu poporul au făcut ceea ce trebuia să fie făcut și au îndeplinit slujirea. Chiar dacă erau o rămășiță de oameni, chiar dacă erau descurajați, chiar dacă nu mai aveau Motivația suficiență, Dumnezeu le-a transmis ceea ce aveau nevoie și le-a arătat ceea ce aveau nevoie. Și Dumnezeu are pe pioni speciale, are un popor select, un popor ales de El, de care El se folosește. Și noi suntem acest popor al Lui. Ascultați ce spune 1 Petru 2, capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinoară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Dumnezeu cu poporul Israel are planul pe care l-a avut, dar ceea ce n-a poporul Israel este că Dumnezeu are un popor al lui ales, dincolo de acel popor special. Și din poporul acesta fac toți cei ce sunt credincioși, toți cei ce și-au pus încrederea în răscumpărarea pe care le oferă Dumnezeu. Din poporul acesta face parte oricare dintre noi, dacă ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru personal. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ai un scop pentru care Dumnezeu te-a lăsat pe pământul acesta. Dumnezeu are un plan specific pentru tine și chiar și în aceste vremuri Dumnezeu vrea să te folosească spre slava Lui. Dumnezeu vrea să te pui la dispoziția Lui și te lași folosi de El. El vrea să investească în tine mai departe. El vrea să facă lucruri care par imposibile prin tine și prin mine. Noi de foarte multe ori ne vedem așa de mici, așa de slabi, așa de însemnați. Dar cine e în spatele nostru? Nu este Dumnezeul care are un plan suveran? Nu este Dumnezeul care are puterea supremă? Noi suntem, da, simpli pioni, dar suntem în mâna celui care ne mută și ne duce acolo unde vrea El și ne pune acolo unde vrea El. Știți ce e interesant? Că de foarte multe ori noi nu înțelegem că asta înseamnă și un privilegiu deosebit. Să fii luat de Dumnezeu, să fii folosit de Dumnezeu. Ascultați ce spune Dumnezeu aici, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales. Asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru Zorobabel, dar e promisiunea lui Dumnezeu și pentru noastră și pentru mine. Te voi lua, Dumnezeu zice, și te voi păstra ca pe o pecete, ca pe un sigiliu. Cu cea mai mare grijă. De ce? Pentru că eu te-am ales. Dumnezeu ne-a ales. În primul rând. Dar noi tot spunem că noi l-am ales pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales. Și pentru că Dumnezeu ne-a ales, noi am răspuns alegerii pe care El a făcut-o și noi am înțeles planului și noi ne-am pus la dispoziția Lui și noi am fost folosiți de El. Vedeți, Zorobabel, în vremea respectivă, avea acel plan simplu înaintea lui. Dar știți ce e interesant? Că privilegiul pe care l-a dat Dumnezeu lui Zorobabel este dincolo de ceea ce vedea el cu ochii lui. Zorobabel este în genealogia Domnului Iisus Hristos. Pe linia lui David, Zorobabel este în genealogia Domnului Iisus Hristos. Dacă veți deschide Matei 1, 12 și 16, veți vedea că a mintit Zorobabel. A, el a înțeles că trebuie să rezidească templul, dar el era da de fapt cel prin care venea Mesia, cel care schimba toate lucrurile, Zorobabel, va fi parte dintr-un plan mult mai măreț decât și-a imaginat el vreodată. Și noi suntem parte dintr-un plan mult mai măreț decât putem să visăm sau să ne imaginăm noi vreodată, pentru că încă noi nu avem percepția clară a lucrurilor care ne așteaptă dincolo de viața aceasta. Dar când se va arăta El, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este și lucrurile se vor schimba pentru totdeauna. Am văzut că Dumnezeu este atât puternic, și asta dovedește că El nu are nevoie de noi sau de oameni ca să realizeze planurile. Dar, totuși, El alege să se folosească de noi. Totuși, El alege să ne cheme pe noi. Totuși, El alege să ne pună pe noi în slujirea Lui. Și asta ar trebui să ne responsabilizeze. Și asta ar trebui să ne motiveze. Și asta ar trebui să ne facă să ne punem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că va veni o zi în care vom da socoteală de cum l am slujit pe Dumnezeu. Dincolo de celelalte lucruri, fiecare dintre noi ne vom, vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Și nu o spune, o spune cuvântul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rolul care va fi făcut în trup. Fiecare dintre noi am fost chemați de stăpânul. Și ni s-au încredințat talanți. Ni s-au dat daruri, ni s-au dat capacități, ni s-au dat oportunități. Ni s-a dat tot ceea ce aveam nevoie ca să ne investim viața pentru slava împăratului. Și va veni ziua în care vom sta înaintea Domnului și vom da socoteală și lucrarea noastră va trece prin froc și lucrarea noastră va fi răsplătită pentru ceea ce am făcut pentru Domnul. Din tot ceea ce facem pe pământul acesta, nu putem să ducem nimic în cer decât ceea ce facem pentru Domnul, decât ceea ce punem la dispoziția Domnului. Și Dumnezeu știe asta și tocmai din cauza aceasta Dumnezeu ne încurajează, ne motivează și ne dă toate, toate lucrurile de care avem nevoie. Ne vorbește Sfânta Scriptură de acele cununi care se vor da celor credincioși. Și ori de câte ori am într-un mesaj ideea de cununi, îmi vine imediat în minte mesajul fratului Marcel Hotea de acum mulți ani de zile în care a vorbit despre cununi și despre răsplățile acestea pe care le primește și credincioși. Sunt mai multe cununi pomenite în Biblie, cununa vieții, cununa neprihănirii, cununa slavei, cununa bucuriei. Sunt multe cununi. Spune Iacov 1 cu 12, ferice de cel ce rabde ispita că și după ce a fost găsit bun, va primi cu luna vieții pe care a făgăduit Dumnezeu celor ce iubesc. 2 Timotei 4 cu 8, de acum așteaptă cu luna neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu-i mai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 1 Petru 5 cu 4, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu luna care nu se poate veșteji a slavei. Noi suntem aleși, noi suntem acei pion special pe care Dumnezeu ales. Lăcuste. Oameni care poate nu înseamnă mult pentru alți oameni. Oameni despre care Pavel spune, nu sunt trevă mulți de neam ales, dar totuși suntem oameni aleși de Dumnezeu. Suntem pioni cu care se joacă Dumnezeu pe tabla lui de șah. Și prin perspectiva aceasta, suntem importanți în ochii lui Dumnezeu. Și știți ce e mai interesant? Că în funcție de cum ne lăsăm, purtați de Domnul. În funcție de cum ne lăsăm folosiți de Domnul, va veni momentul răsplătirii. Și toate aceste răsplătiri pe care le vom primi, sau poate mustrări pe care le vom primi pentru că n-am făcut ce ne-a spus Dumnezeu să facem, dar răsplătirile cu unele acestea le vom putea arunca și noi împreună cu bătrânii la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și vom putea spune și noi împreună cu ei, cum scrie în Apocalipsa 4, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Asta trebuie să fie motivația noastră să slujim pe Domnul și în anul 2024. Asta trebuie să fie motivația noastră să ne lăsăm conduși de Dumnezeu, să ne lăsăm chemați de Dumnezeu, să ne lăsăm la voia lui Dumnezeu. În primul rând, în ceea ce privește salvarea. Dumnezeu vrea să-ți mântuiască viața. Ai nevoie de mântuirea Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să intrăm în planul lui Dumnezeu de salvare. După aceea trebuie să intrăm în planul lui Dumnezeu de slujire. Dacă am fost salvați, am fost salvați cu un scop și acest scop nu este să stăm spectatori, ci este să slujim pe Dumnezeu, este să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să se folosească de noi. A, noi spunem că Dumnezeu e în control și în seara aceasta cred că niciunul dintre noastre n-ați putea spune că Dumnezeu nu e în controlul vieții noastre nu știu dacă este vreunul aici care să spună cu îndrăzneală sau cu puțină nebunie, Dumnezeu nu e în controlul vieții mele. A noi spunem că Dumnezeu e în control, da? Credem că Dumnezeu e în control, adică Dumnezeu controlează universul întreg, tot ceea ce e pe pământul acesta. Și viața ta nu poate să controleze Dumnezeu că tu uneori faci ce vrei? Și spui, Doamne, nu vreau să fac asta, sau nu pot să fac asta? Hm. La începutul cărții Hagai, templul era abandonat în ruine. Dumnezeu nu a fost mulțumit și o confrunta poporul și o mustra poporul. Apoi i-a spus unui om, vezi că ai o lucrare de făcut. Și omul acela a trecut la treabă. chiar dacă a fost o sarcină grea, o sarcină care părea imposibilă, chiar dacă nu aveau resursele necesare, chiar dacă nu aveau ceea ce se gândeau ei că au nevoie, Dumnezeu s-a folosit de ei și și-a dus lucrarea la îndeplinire. Ăsta e Dumnezeu. A lui Dumnezeu e Dumnezeu, aurul, argintul spune tot în cartea aceasta, ai lui Dumnezeu sunt toate lucrurile de pe pământul acesta, Dumnezeu știe ce avem noi nevoie, știe prin ce vom trece noi și de aceea Dumnezeu poate să ne conducă viața mai bine cât putem să o facem noi. Vândem în seara aceasta: nu mai fi stăpânii vieții dumneavoastră. Nu mai vă controlați așa de mult viețile și destinele, ci abandonați-vă în mâna Domnului și lăsați-l pe Domnul să vă conducă. Veți experimenta lucruri extraordinare. Nu vă spun că nu veți trece prin greutăți, nu vă spun că nu vor fi probleme, dar veți experimenta mâna lui Dumnezeu. Veți experimenta planul suveran al lui Dumnezeu. Veți experimenta puterea supremă a lui Dumnezeu și veți experimenta acel pion special pe care Dumnezeu îl ia și îl duce și face ce vrea cu el. Trăim vremuri la care nu ne-am gândit, pentru care nu ne-am pregătit, nu ne-am așteptat. Dar indiferent care ar fi vremurile, indiferent care ar fi lucrurile care. Vor mai veni, putem să fim siguri de un singur lucru. Dumnezeu rămâne în control. Dumnezeu este și va rămâne în control. Și eu mă rog ca Dumnezeu să controleze viețile noastre, biserica noastră, țara noastră. Și veți vedea că lucrurile vor fi diferite. Dar știți de unde începe totul? El la cel pion special care spune, Doamne, vreau să fiu cu totul al Tău. Vreau să mă las cu totul condus de tine. Vreau să ascult de tine în totalitate vreau să te pun pe tine ca prioritate, vreau să-mi doresc prezența ta mai mult decât orice și vreau să văd puterea ta la lucru în viața mea. Ăsta e gândul pe care l-am avut pentru noi din partea Domnului. Vă mă rog ca Domnul să ne cerceteze și să înțelegem că El rămâne în control indiferent ce am crede noi și indiferent ce am obiecta noi. El rămâne în control și va rămâne în control. Amin.